Vă mai mintiți de ultimul discurs al lui Vlad Filat din Parlamentul Republicii Moldova înainte ca să fie reținut? Spunea că va începe să vorbească adevărul, iar asta va face ca totul să sară în aer. Ei bine, Filat nu s-a ținut de cuvânt. Cu toate astea, acum totul pare să sară în aer. Și asta datorită Nataliei Morari, celebra jurnalistă, fondatoare TV8, care a recunoscut că tatăl copilului său este Veceslav Platon. Am putea spune că Natalia Morari a deschis astfel cutia Pandorei, iar moldovenii, dar și cei care finanțează așa numita presă liberă și independentă din Republica Moldova, încep afla adevărul despre ce reprezintă în realitate așa numita societate civilă. Or, părerea mea este că nu neapărat să concepi un copil cu un politician, om de afaceri plin de controversie, ca să existe un evident risc reputațional. Dar să le luăm pe rând. Eu nu vreau acum să merg mai departe cu multe detalii. Eu cel puțin să știți că o să scriu dacă nu o să pot să vorbesc. Spuneam într-un interviu mai devreme că în momentul în care o să vorbesc, o să sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova. Și poate a venit timpul să sară în aibii odată în aer și să construim ceva sănătos, funcțional, nu cinic și fățarnic, despre valori patriotice, mari adunări naționale și târguri pe la spate pentru funcții și inclusiv târg pentru acest scenariu ticălos de astăzi. Liliana Vițu este o jurnalistă de la TV8. Când Iurel Iancă era un simplu prim-ministru, dânsa îi era purtător de cuvânt. Soțul acesteia, Mircea Eșanu, a fost numit director al Fondului de Investiții Sociale din Moldova, FISP, exact în perioada când soția sa era purtătorul de cuvânt al lui Iancă. Eșanu a fost și membru al PLDM, din motive evidente, cred eu. Iar problema cea mai mare este că Mircea Eșanu e om cu probleme grave de integritate. FISM a fost responsabil în acea perioadă de valorificarea celor 23 de milioane de euro oferiți de guvernul României pentru renovarea grădiniților din Moldova. Dar conform unor documente publicate de deschide.media, Mircea Eșanu a semnat contracte de cumpărare a echipamentelor pentru terenurile de joacă, nerespectând procedura de licitare. Pe scurt, s-a achitat mult mai mult pentru unele echipamente, fiind favorizați anumiți agenți economici. Probabil că otcatori, cum spun moldovenii. Las linkul în descriere pentru a citi întreaga investigație. Cu toate astea, guvernul PAS l-a numit recent pe Mircea Eșanu în funcție de director al Agenției de Servicii Publice. Și acum o să-l rog pe actualul director al Agenției de Servicii Publice, Mircea Eșanu, să vină cu anumite completări tehnice la acest caz. Bună ziua, mulțumesc, doamna prim-ministru. Bună ziua încă o dată. Voi fi cât se poate de succint, doar vreau să completez mici detalii tehnice care aparent ar fi cazul și interesul mass media, care au servit drept bază anulării acestei licitații de peste jumate de miliarde de lei. Dar să revenim la jurnalista TV8, Liliana Vițu. Site-ul de investigații Rise.media scria în 2016 că premierul Iurel Iancă a apelat la banii miliardarului George Soros pentru a-și plăti câțiva consilieri care deja primeau salarii de la stat. Din această echipă de consilieri de milioane, după cum i-au numit cei de la Rise, făcea parte și Liliana Vițu Eșanu, dar și Vladislav Kolminski, fost consilier al președintelui Maia Sandu, actual vicepreministru pentru reintegrare. În investigația publicată de Rise, se mai spune că doar în perioada 2014-2015, în conturile consilierilor lui Iurel Iancă au ajuns, pe lângă salariile de la stat, peste 2 milioane de lei virați de miliardarul George Soros. O sumă suficientă pentru a plăti 10 pensii medii timp de 12 ani. Deși faptele lor frizează imoralitatea, Leancă, Liliana Vițu, Kolminski și restul consilierilor de milioane au găsit rețeta de a evita eventualele conflicte cu legea, iar acum sunt toți oameni buni. Da, sigur că da. Nu. Păi, n-am timp, studii mari. Asta a fost cu Fundația Soros, nu cu Fundația Germană. Sau pe state, pentru beneficiarul trebuia să fie Fundația Soros. Dar vă asigur că au lucrat. Au lucrat, îi mai monitorizam din timp în timp, când predau, ce scriu, dar și știu că au făcut asta, fiindcă șef pe ei, în sensul ăsta a fost Vlad Kolminski, un analist deosebit, cunoscător foarte bun la tot ce înseamnă conflictul transnistrean, așa că
Nu credeți că am fost o butaforie de asta. Am bifat că iată face ceva și cumva au primit bani fără a presta un produs. Liliana Vițu de la TV8 este cu mătră cu șefa Internews Corina Cepoi. Din echipa Internews face parte și fosta jurnalistă de la Prime TV, Oxana Iuteș. Soțul acesteia se numește Andrei Beșleu și până în toamna lui 2019 a fost directorul TV8. Internews este o organizație internațională dedicată dezvoltării mass media și, ca să vedeți, a donat foarte mulți bani televiziunii TV8. Frumos, nu-i așa? Și eu mă întreb, oare cei de la Internews de peste ocean, din Statele Unite, cunosc toate aceste detalii? Este oare conștient Internews-ul la ce risc reputațional se supune din cauza cumătrismului din Republica Moldova? Eu am mari dubii, dar cred că e cazul de informat. Emisiunea la TV8 a avut și Angela Brașoveanu-Erizanu, până când Maia Sandu a numit-o în funcție de consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul culturii. Angela Brașoveanu este soția lui Gheorghe Erizanu, fondatorul și directorul editurii Cartier, care, surpriză, în timpul alegerilor, a susținut-o pe Maia Sandu. Sunt Gheorghe Erizanu, sunt editor. Votez Maia Sandu. Votez un președinte integru, un președinte care mă face să mă simt mândru și demn atunci când se întâlnește cu Merkel sau Putin. Și asta nu e tot. Prezentatoarea știrilor TV8, Angela Gonța, fosta soția lui Vlad Filat, este cu mătră cu jurnalistul Cristian Jardan, cel care a cumpărat la un moment dat site-ul de știri unimedia.md de la Filat. Cristian Jardan a lansat între timp un alt proiect media, replicamedia.md, iar soția acestuia, Aurica Jardan, a ocupat funcția de purtător de cuvânt al Partidului Acțiune și Solidaritate, iar recent a fost numită în calitate de consilier al președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ce sunt toate astea? Conflicte de interese? Risc reputațional pentru Internews și alți donatori externi? Cu siguranță că da. Mai putem noi oare vorbi despre presă liberă și independentă? Cu siguranță că nu. Iar eu v-am prezentat doar câteva exemple. Dar cred că voi mai reveni la acest subiect. Ajunge să mai acceptăm lecții de moralitate de la oamenii certați cu bunul simț. E timpul să spunem adevărul despre breasla jurnalistică din Republica Moldova. Eu sunt Ion Harghel, la revedere!